Bine v prieteni! Acum ai ieșit dintr-o ședință cu CNA, Consiliul Național al Audio Audiovizualului. Știu, nimeni nu iubește CNA-ul, este o instituție a statului, ne-am obișnuit să fim împotriva statului, indiferent ce face statul, mai ales că acum este vorba despre un filmuleț pe care eu l-am postat pe internet. Era vorba despre istoria Transilvaniei, mai puțin știută. Ce-am văzut acolo? În primul rând, mai toată lumea extrem de onestă. Au înțeles că petentul, cel care a făcut reclamația, un hărțuitor de meserie, și nu vreau să mă duc mai mult, da? a vrut să înțeleagă invers. Da? Adică să-mi spui mie că sunt pro rus sau sunt antisemit, asta este o gogămânie dacă te uiți în urma materialelor pe care le-am făcut-o. Așa că totul a fost o clasare în mod evident. Și aici ar trebui să povestim un pic mai mult. Pe de-o parte, legea obligă instituția statului să dea curs unei cereri. Apoi că e făcută de un om deștept, că e făcută de un om prost, legea spune, domnule, este un cetățean, activează-te, tu instituția statului. Este absolut normal, intră în jocul democratic. Ok? A doua chestiune. Există hărțuitorii de meserie. Oamenii care vor neapărat să înțeleagă Invers, și au impresia că mergând către o instituție, și ei capătă importanța pe care însăși instituția o are în societate. Greșit. Oamenii sunt foarte mici. Asta este. Dar m-aș duce la a treia și cea mai importantă. Multă lume s-a revoltat că, adică, internetul să fie uh, uh, pus acolo sub lupa cna ului O să mă jure unii. Eu sunt de acord. Și o să vă spun de ce sunt de acord. Pentru că eu am văzut o mulțime de site-uri antisemite, o mulțime de postări antisemite, de la Facebook până la YouTube, de la TikTok până la Instagram. Da? Aș merge și mai departe. Nu doar că cna ar trebui și trebuie și bine că este cu lupa pe internet, da? acum aștept ouăle clocite în sigur că da, ok de la unii, dar aș merge și mai departe. Exact ca în Finlanda, exact ca în Franța, cu ștergerea pur și simplu conturilor de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, etc., în momentul în care există derapaje. Dacă tu crezi, unul dintre, da? tu crezi că pământul e plat, este treaba ta. N-am nicio problemă, aici nu intră, nu știu ce, CNA, nu te poate obliga CNA-ul să fii deștept. Asta este. Crezi tu că pământul e plat? Asta este. Crezi în nu știu ce se stoasă pe care a făcut Ozeu? să fii sănătos. În momentul în care însă vii cu fake legate de război, care poate afecta, dacă vrei, tot ce înseamnă solidaritatea în jurul securității naționale, de exemplu. Dacă vii cu tot felul de fake legate de boli, de epidemii, de pandemii, fake care pot face rău altora, un nehotărât care, mă rog, nu are cultura necesară sau nu are exercițiu necesar civic, da? pentru ca să iasă din boală, și tu îl duci spre moarte, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, da, contul ți se șterge și poți fi urmărit penal. În Finlanda, de exemplu, se învață asta, am înțeles, din clasa 5-a. În Franța s-au șters o mulțime de site-uri proruse da? sau uh, uh, conspiraționiste, pur și simplu fără să fie stare de urgență. La noi, din păcate, legea acționează doar dacă este stare de urgență. Ați văzut acele, nu știu, 40 sau 50 de site-uri șterse în perioada pandemiei. Legea ar trebui să meargă tot timpul așa, nu numai în stare de urgență. Pentru că a face rău este extrem de ușor într-o lume globalizată și într-o lume în care instrumentele de comunicare deja devin, cum să zic, la îndemâna oricui. Sunt la îndemâna oricui. În momentul ăla, statul ar trebui să facă și mai mult. Pe multă lume sperie ce ne au. Gazetarii s-au obișnuit să lurască, mulți gazetarii. Uh, sigur că există o opreliști. Uite ce nu-mi place mie, de exemplu, în lege, și aici nu este vorba de instituție, ci de legea făcută de Parlament. E o chestie simplă. Da? Eu mă uit foarte mult pe televiziunile franțuzești. Da? Și văd acolo emisiuni extraordinare da, de uh, excursii de asta prin Podgori. Și omul ăla gust un par de vin, povestește despre gustul vinului, despre aromă, despre etc., etc. Pe mine legea, dacă fac o chestie de asta, mă oprește. În momentul când am dus parul la gură, repede, repede trebuie un montaj ca să tai, să pun un alt cadru. Pentru că legea, repet, nu este făcută de CNA, este făcută de Parlament are impresia că dacă eu gust un vin și spun, uite, ăsta, merlotul ăsta a luat, nu știu ce, medalie de aur și are gustul așa și fac așa și mai bea un pic, da? Are impresia că tot poporul se ia după mine și bea 10 litri de vin și ce să spun, stă crăcit în șanț, rup de beat. Nu e așa. Adică să nu fii mai catolici decât papa. Lucrurile însă se vor aranja. Eu am mare încredere în democrație pentru că alt sistem nu cunosc. Da? Vorba mai bun decât ăsta. Ok? Dar nici nu poți merge la ce avem acum. Cum să zic, băiatul ăsta, omul ăsta, care trăiește în diasporă, sărac, un tip mic, probabil cu satisfacțiile alea mici că scrie la o instituție și instituția îi dă răspuns, că este obligată să-i dă răspuns. Da, am luat în considerare cererea dumneavoastră, etc., vom analiza, etc. Omul ăsta a făcut, cum să zic, vrând să înțeleagă invers, a făcut inclusiv la poliție, tot felul de demersuri, cu numele intenționat greșit. La un moment dat a inventat o, o, firmă de avocatură cu filiale în Londra, în Washington, în Tel Aviv, pe nu știu unde, da? E, și să-mi trimită ea tot felul de intimidări. Și când caut să vezi dacă există firma aia, ea nu există. Știți sigur numele era scris greșit, numele meu greșit, da? în cazul în care vreau să-l dau în judecată, de fapt am vreme, da? cumva să zică, domnule, dar nu, domnul Sabin, nu-i cum am scris eu știți? Ăștia se vor înmulți. Se vor înmulți și, din păcate, nu avem cum să ne batem cu ei decât ignorându-i. Sigur că îl ignori până în momentul în care intervine instituția statului. Ar fi fost, întrucându-mă acum la ședința la CNA, ar fi fost absolut aiuritor să nu particip la ședința asta și să dau explicații. Și o să vă spun de ce am făcut asta. Unii ar fi spus, doamne, ce, bate-te cu CNA-ul, bate-te cu instituția, dă -i... Nu, nu, nu trebuie să te bați cu o instituție la prima mână, te duci frumos și explici. O să vă spun de ce cred asta. Pentru că există așa un fel de, de spasmofilie de a nu foarte fermă, e un cutremur așa la 3-4 grade în interiorul societății, care e activată înspre anarhie. Anarhia birocratică, de exemplu. Nu mă interesează să facem aia, să nu facem aia, să ni se rupă, să dăm cu cărămida în prefectură etc etc. Da? Adică lumea parcă stă la, un, la o secundă de bubuială. România n-ar trebui să fie într-o astfel de zonă. Și o să vă spun de deci, ce. România nu are car carne pe os. România nu și-a făcut reformele timp de 30 ceva de ani, așa cum ar fi trebuit. România, știi, v-am mai spus eu odată uh, povestea aia cu vărul meu, care era un pic mai plinuț și eu eram un sclețoman. Un... Așa, da? Și la un moment dat îi tot ziceam, grasul, compasul, pentru că chestii de genul ăsta și el îmi spune, băi, îmi spui tu așa, dar dacă eu intru în spital, eu am de unde slăbi, tu n-ai de unde slăbi, tu mori, că ești clețoman. Da? Ceva în genul ăsta se întâmplă și cu țările slabe, vorbim de România și Bulgaria care, nefăcându-și reformele, cumva n-au prins consistența aia prin care să, să ajungă la reziliența necesară, la, la, să, să, reziste șocurilor. România poate avea un șoc mai mare decât la are Franța. În Franța, 42% dintre, dintre votanți au ales extremele. Mélenchon, de exemplu, Marine Le Pen. Da? A făcut o minune ca să poată fi extras Macron de acolo și să recâștige scaunul prezidențial și parlamentul. Ok? România nu are forța asta. Nu are reziliență. Se tot aude de reziliență. Multă lume n-a auzit până la, până la PNRR de chestia asta. E bine, reziliența este capacitatea de a rezista șocurilor, de a-ți reveni după tot felul de șocuri. România, dacă intră într-o spirală de aia naționalistă, pro-legionară, are o problemă fundamentală cu propria existență. Pentru că există insule mari în România care sunt deja în Uniunea Europeană. Da, Se poate spune nu doar am aderat, da, ne-am și integrat. Dacă vorbești de București, dacă vorbești de Cluj, de Iași, de Timișoara, de Brașov, de Oradea, de Trigumureș, de Sibiu, adică sunt o mulțime, probabil am uitat foarte multe, dar sunt o mulțime de insule de asta din România care sunt acolo, în Europeană. Sigur, blocurile noastre sunt mai urâte decât blocurile lor. Mâncarea noastră poate este mai puțin fain ambalată decât mâncarea lor. Saralele noastre sunt mai mici. Ok, drumurile noastre au mai multe gropi. E normal. Am stat 100 de ani, 150 de ani undeva în umbra Occidentului, acolo, sub pomul Orientului sau la porțile Orientului. Însă, uh, sistemic vorbind, suntem acolo. Dar există și o altă Românie a urbanului mic, a ruralului, care încă nici măcar nu, nu înțelege un european. Sau înțelege la modul extrem de rudimentar. M-am dus în Germania să-mi aduc un Golf 2. Am plecat în Ungaria să vând rulmenți. Am fost până în Spania să pun niște faianță și am venit înapoi. M-am stabilit în Franța și sunt cercetător. Atât. Și părinții mei ta da, sunt în România. Cam asta este în ruralul și în urbanul mic Uniunea Europeană. În momentul în care lași toate fake-urile astea de pe internet să băltească și să facă pui, pui ei sunt la început niște mormoloși, nici nu bagi în seamă. Ce să faci cu un mormolog de la atâta, pui de broască? Ei bine, Aia devine o broască imensă. Se face din ce în ce mai mare până te dă pe tine afară din casa pe care tocmai ai construit-o. Se numește Uniunea Europeană. Uh, Par o metaforă, dar să știți că nu -i. E, de fapt, realitatea zilelor noastre. Așa că, din punctul meu de vedere, nu un CNA, 10 CNA-uri, nu doar pentru televiziune și internet, ci de 10 ori peste televiziune și internet, și, dacă se poate, tot ce înseamnă fake, ras afară. De ce? Pentru că avem nevoie de igienă și personală și publică. Să aveți sănătate.